Bună ziua! Astăzi vom discuta despre managementul financiar aferent proiectelor de mobilitate VET. Și vom începe cu contul bancar. Contul bancar în euro, deschis special pentru proiect, a fost transmis la Agenția Națională în vederea încheierii contractului de finanțare. În cazul în care contul proiectului nu este unul deschis în mod special pentru acest proiect, ci este un cont general în euro al instituției în care se derulează mai multe proiecte, va trebui să fiți foarte atenți la înregistrarea cheltuielilor pe fiecare proiect în parte. Ca o chestiune foarte importantă, plățile se efectuează obligatoriu prin transfer bancar. Aici ne referim la plățile mari, de exemplu, transport extern, cheltuieli de cazare, masă, transport local, transferul grantului către participanți. Dacă vorbim despre achiziționarea a două topuri de hârtie, a diverse consumabile, materiale pentru diseminare, sume mici, sigur că se pot efectua și plăți cash. De asemenea, este de reținut faptul că orice modificare în cadrul proiectului, inclusiv legate de datele contului bancar, trebuie comunicate din timp și imediat ce apare expertului AEN care se ocupă de proiectul dumneavoastră cu scopul evitării unor situații neplăcute sau unor cheltuieli ineligibile la momentul raportului final. Perioada de eligibilitate. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor și activităților în cadrul proiectului este menționată la articolul 1.2.2 din contract, unde practic aveți prima zi și ultima zi a perioadei în care trebuie să realizați activitățile și cheltuielile în proiectul dumneavoastră. Ce înseamnă să realizați cheltuielile? Înseamnă că cheltuielile trebuie să fie măcar angajate în interiorul perioadei de eligibilitate, chiar dacă plățile nu sunt toate efectiv făcute. De exemplu, dacă prin negociere și înțelegere cu partenerul extern stabiliți să plătiți factura emisă de către acesta 80% înainte de mobilitate și 20% la momentul primirii soldului după evaluarea raportului final, factura emisă de partenerul extern trebuie să fie pe întreaga valoare a serviciilor. Deci 100%. Nu se va emite factură pe 80%, iar ulterior, la data soldului, factură pe 20%. Întreaga sumă facturată, 100%, trebuie să fie facturată în interiorul perioadei de eligibilitate. De aceeași manieră, se pune problema și în cazul statelor de plată. De exemplu, dacă acordați salarii echipei de gestiune, dar aceste persoane nu vor încasa efectiv banii decât la momentul primirii soldului de la agenție, statele, pontaj, fișele de pontaj, statele de plată trebuie întocmite în interiorul perioadei de eligibilitate, urmând ca numai plata efectivă a acestora să se facă la momentul primirii soldului. În ceea ce privește cursul de schimb, în cadrul implementării proiectului dumneavoastră, veți avea și cheltuieli în lei. De exemplu, achiziționare de materiale consumabile, plată salarii. Noi vă recomandăm ca în măsura în care este posibil să încercați să
realizați majoritatea plăților în euro. Aici ne referim la transport extern, ne referim la cazare, masă, transport local, toate serviciile legate de deplasări externe pot, inclusiv banii de buzunar, da, pot fi facturate în euro pe teritoriul României și astfel veți evita eventuale diferențe de curs valutar. De unde apar diferențele de curs valutar? În momentul în care dumneavoastră retrageți de la banca unde aveți contul o sumă pentru a plăti topuri de hârtie, să spunem, orice achiziții necesare organizării mobilității, veți transforma banii la cursul de schimb al băncii comerciale. În momentul în care veți întocmi raportul final, toate aceste cheltuieli vor fi raportate în euro la cursul Infor Euro din luna în care Agenția Națională a semnat contractul de finanțare, întrucât noi suntem ultima parte semnatară a contractului. Acest curs de schimb e un curs mediu lunar pe care îl găsiți la adresa indicată pe ecran și de asemenea în contractul dumneavoastră de finanțare. În concluzie, acest curs mediu lunar de la data semnării contractului de către Agenția Națională va fi folosit pentru orice transformare a cheltuielilor efectuate în lei, în euro, în vederea raportării finale. În continuare, vom vorbi despre caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile pentru a fi eligibile în cadrul proiectelor VET. Acestea trebuie să fie direct legate de activitățile din proiect necesare pentru realizarea acestor activități, să răspundă principiului bunei gestiuni financiare, să fie angajate în perioada de eligibilitate, așa cum am menționat, cum am detaliat anterior, să fie suportate de beneficiar și înregistrate în contabilitatea acestuia, să fie identificabile și controlabile. Ce înseamnă să fie direct legate de proiect, necesare pentru realizarea activităților? Acest lucru se judecă pentru fiecare achiziție în parte. Și ca să vă dau un exemplu pe care probabil majoritatea dintre dumneavoastră îl știți, dar este foarte relevant, o să discutăm despre laptopul și cizme de cauciuc. De exemplu, în cazul unui proiect pe informatică, se dorește achiziționarea a 4 laptopuri. Această cheltuială este necesară și direct legată de activități, în măsura în care partenerul solicită ca la 4 elevi participanți la mobilitate, aceștia să vină cu un laptop. Dacă avem un proiect pe agricultură, în cadrul acestui proiect, patru laptopuri nu sunt necesare, ci numai unul singur, eventual unul singur, pentru realizarea managementului proiectului. Cizmele de cauciuc, în cazul unui proiect pe informatică, nu se justifică din punct de vedere al oportunității. Nu sunt necesare, nu sunt direct legate de activități. Dar în cazul unui proiect pe agricultură, cizmele de cauciuc sunt necesare, relevante, direct legate de activitățile de proiect, întrucât acestea pot fi partea echipamentului de protecție a muncii, de exemplu. Foarte important este să fiți atenți la evitarea conflictului de interese în momentul în care faceți achiziții în cadrul proiectului și de asemenea să fiți foarte atenți la dubla decontare. Așa cum am precizat anterior,
în cazul în care aveți un singur cont prin care derula de euro, prin care derulați mai multe proiecte, trebuie să fiți atenți ca din greșeală să nu înregistrați o factură în mai multe proiecte. În acest sens, noi vă recomandăm ca pe fiecare factură originală să menționați sursa de finanțare. Iar dacă aveți pe o factură produse cumpărate pentru mai multe proiecte, să defalcați în interiorul facturii suma de decontată din proiectul numărul, suma de decontată din proiectul numărul. În acest mod veți evita orice fel de greșeală, de eroare, de înregistrare a unei facturi de două ori, de raportare, da? A unei cheltuieli în mai multe proiecte. Cheltuieli ineligibile. Cheltuieli ineligibile sunt cele angajate în afara perioadei de eligibilitate. Așa cum am discutat anterior, legat de perioada de eligibilitate, toate facturile trebuie emise în interiorul perioadei de eligibilitate, chiar dacă plățile se realizează efectiv la o dată ulterioară acesteia. Alte cheltuieli ineligibile, cele finanțate dintr-o altă sursă, adică, după cum am discutat anterior, despre dubla decontare. TVA-ul. TVA-ul este ineligibil în cadrul proiectelor VET în măsura în care aceasta este o cheltuială recuperabilă pentru instituția dumneavoastră. În cazul școlilor, liceelor, asociațiilor, nu este cazul. TVA-ul este o taxă finală și se va deconta în cadrul proiectului. O altă categorie de cheltuieli ineligibile sunt anumite câteva cheltuieli bancare, și anume cele de deschidere și administrare de cont, comisioane de transfer al grant de la Agenția Națională la beneficiar și, cel mai important, pierderi din diferențe de curs valutar. Singura categorie relevantă aici, care poate să pună probleme, să se adune niște sume importante, sunt diferențele de curs valutar. Din acest motiv am subliniat anterior și v-am recomandat să plătiți ce se poate în direct în euro. De asemenea, cheltuieli ineligibile sunt cele nejustificate sau excesive. Grantul se consideră a fi o contribuție la proiectul pe care școala dumneavoastră îl implementează. Nu își propune să acopere integral costul acestuia. Cu alte cuvinte, aveți libertatea ca, în măsura în care există, dumneavoastră să folosiți venituri proprii dacă acest lucru este necesar pentru finalizarea proiectului. Aici trebuie subliniat următorul aspect. A nu se face confuzia între împrumutarea proiectului cu cei 20% pe care dumneavoastră îi veți primi la momentul plății soldului, care împrumut, practic, vi-l recuperați în momentul în care intră soldul în contul instituției dumneavoastră, și eventuale sume, ce eventuale sponsorizări, venituri proprii ce vin să se adauge aprobat al proiectului. De asemenea, în exprimare, să aveți grijă, s-au întâlnit cazuri în raportul final în care școlile s-au referit la cei 20% care,
pe care școala i-a adus, a împrumutat proiectul pentru buna implementare a acestuia, s-a referit la acești bani ca la o sponsorizare. Nu este corect. O sponsorizare presupune că banii sunt primiți și nu sunt dați înapoi. Asta înseamnă că, practic, dumneavoastră n-ați mai avea nevoie de cei 20%. Deci, a nu se confunda cei 20% împrumutați pentru proiect și care sunt recuperați la primirea soldului cu alte sume, sponsorizări, venituri proprii, care vin să adauge la grantul aprobat. Grantul acoperă următoarele categorii de costuri: sprijin organizațional, sprijin lingvistic, transport, sprijin individual, sprijin pentru nevoi speciale, costuri excepționale. Acum vom vorbi despre sprijinul organizațional. Grantul aferent acestui capitol a fost acordat pe baza numărului de participanți și a costului unitar aplicabil. Trebuie remarcat faptul că persoanele însoțitoare ale participanților elevi, precum și persoanele care realizează vizite de planificare în avans, nu beneficiază de grant pentru sprijin organizațional și deci nici nu a fost acordat prin bugetul aprobat al proiectului. Vă rugăm să vedeți anexa 2.1. Trebuie menționat că Agenția Națională nu solicită documente financiare justificative pentru această categorie de cheltuieli. Condiția pentru validarea cheltuielilor de la sprijin organizațional este aceea ca participanții să fi realizat activitățile în străinătate, iar dovada realizării acestor activități se face cu documentul Europass Mobility. În continuare, vă vom exemplifica anumite categorii eligibile la acest capitol. Subliniem faptul că acestea sunt doar niște exemple. Dumneavoastră, practic, puteți folosi banii din sprijin organizațional pentru tot ceea ce considerați necesar și direct legat de buna implementare a proiectului dumneavoastră. Fiecare beneficiar în parte, fiecare școală, împarte acest buget de sprijin organizațional după nevoile instituției pentru implementarea proiectului și numai după ce a discutat, a negociat cu partenerii intermediari sau de primire, eventuale sume solicitate de aceștia pentru organizarea stagiilor de practică. Așa încât niciuna dintre cheltuielile enumerate aici nu sunt obligatorii, fiecare școală își va stabili modul de gestionare a grantului de sprijin organizațional, după cum crede de cuvință. Tipuri de cheltuieli eligibile la acest capitol. Cheltuieli de personal. Acest lucru înseamnă că membrii echipei de gestiune pot primi salarii pentru munca depusă în cadrul proiectului. Nu este nicăieri specificat. Nu există o limită minimă sau maximă a numărului de ore care poate fi lucrat în cadrul proiectului. Pentru justificarea activităților depuse de către membrii echipei de gestiune, sunt necesare întocmirea unor fișe de pontaj, iar ca documente justificative a cheltuielilor se vor întocmi ștate de plată. Trebuie menționat că salariile membrilor echipei de gestiune sunt eligibile cu
toate taxele aferente, adică și taxele angajatului și cele ale angajatorului. Un alt exemplu de cheltuieli eligibile la acest capitol sunt cheltuielile administrative. Adică, ce cheltuieli pot fi acestea? De telefon, fax, internet, poștă, fotocopii, consumabile, achiziții de echipamente, materiale necesare diseminării, deplasări la sediul Agenției Naționale, comisioane bancare, cu excepția celor menționate anterior. Fiecare beneficiar va avea cheltuieli administrative în funcție de nevoile apărute în implementarea proiectului. Cheltuielile de telefon, fax, internet se vor deconta, bineînțeles, proporțional cu utilizarea acestora în cadrul proiectului. Trebuie să vă atragem atenția cu privire la achiziția de echipamente. În momentul în care intenționați să achiziționați un echipament, vă rugăm să aveți în vedere diferența dintre un obiect de inventar și un mijloc fix. Dacă stabiliți achiziționarea unui echipament, trebuie să țineți cont de condițiile cumulative de valoare și durată de funcționare care fac diferența între un obiect de inventar și un mijloc fix. Dacă echipamentul pe care îl achiziționați reprezintă un mijloc fix, acesta va trebui amortizat în cadrul proiectului. Și în aceste condiții veți deconta practic o sumă foarte mică din grantul proiectului. Comisioanele bancare. Comisioanele bancare sunt eligibile în cadrul proiectului, cu excepția celor menționate anterior, adică comisioanele ocazionate de plata transportului, plăți către partenerii externi, transferul grantului către participanți, acestea sunt cheltuieli eligibile. Practic toate, mai puțin cele menționate anterior, sunt eligibile în cadrul acestui capitol de sprijin organizațional. O cheltuială foarte importantă și foarte des întâlnită reprezintă sumele solicitate de către partenerii intermediari sau de primire. Deși am spus și anterior, repetăm, subliniem că fără să știți ce sume solicită partenerii, practic este imposibil să stabiliți ce veți face în continuare, cum veți gestiona grantul de sprijin organizațional, ce anume puteți să achiziționați, dacă veți acorda salarii echipei de gestiune, dacă veți realiza vizite de monitorizare sau nu. De asemenea, din acest capitol se pot deconta vizitele de monitorizare. Vizitele de monitorizare reprezintă o deplasare a unui membru a echipei de gestiune în timpul stagiului pentru a verifica bunul mers al activităților de stagiu, măsura în care activitățile sunt implementate conform acordului de formare, cum se realizează evaluarea, de exemplu, cheltuielile eligibile aferente unei vize de monitorizare sunt cele de transport și subzistență. Persoana care realizează o vizită de monitorizare se va deplasa în conformitate cu regula internă a instituției beneficiare cu privire la deplasările externe, fără a depăși granturile maxime de transport și subzistență pe fiecare țară în parte. Tot din acest capitol, în funcție de durata activității de stagiu din proiect, se pot deconta după cum urmează. Pentru proiecte în care stagiile de practică au o durată mai mică de 19 zile, se pot deconta cheltuieli de pregătire pedagogică, culturală și lingvistică. Pentru proiectele în care stagiile de practică au o durată
mai mare sau egală cu 19 zile, se pot deconta cheltuieli de pregătire pedagogică și culturală, întrucât pregătirea lingvistică se realizează prin intermediul licențelor OLS. În continuare, vom discuta despre sprijinul lingvistic. Sprijin lingvistic se acordă în funcție de numărul de participanți, elevi care beneficiază de sprijin lingvistic și costul unitar aplicabil. Grant pentru sprijin lingvistic se pot acorda numai stagiarilor VET pentru limbile străine care nu se află printre cele pentru care există OLS, cu condiția ca perioada de mobilitate în străinătate să fie de minimum 19 zile. Trebuie să subliniem faptul că nici în anii anteriori și nici în anul acesta nu a existat finanțare acordată pentru sprijin lingvistic, întrucât de la un an la altul se mărește numărul de limbi străine accesibile pe platforma OLS. Condiția pentru validarea unor astfel de cheltuieli este aceea ca participantul să fi realizat efectiv o pregătire lingvistică în limba de instruire a activității desfășurate în străinătate. Documentele financiare justificative ale acestui tip de cheltuială reprezintă dovada de participare la cursuri, factura și dovada plății pentru achiziționarea de materiale didactice sau de învățare. Acum vom discuta despre transport. Grantul pentru transport s-a calculat prin înmulțirea numărului de participanți și persoane însoțitoare pe un interval de distanță cu costul unitar aplicabil. Locul de origine este locul în care se află organizația de trimitere, iar locul de desfășurare este cel în care se află organizația gazdă. Trebuie să subliniem faptul că transportul extern se referă la transportul participanților și a însoțitorilor din casă în casă. Adică, spre exemplu, pentru un proiect din Focșani care dorește să realizeze un stagiu de practică la Porto, transportul extern reprezintă deplasarea pe ruta Focșani-București, București-Lisabona, Lisabona-Porto și retur. Este foarte important ca banii, grantul aprobat la transport să fie cheltuit integral, întrucât, așa cum am discutat deja la reuniunea de contractare și cum puteți să constatați și dumneavoastră în baza de date Mobility Tool, nu există posibilitatea raportării unor costuri de transport mai mici decât grantul aprobat. Condiția pentru validarea acestei cheltuieli este ca participantul să fi realizat efectiv activitatea în străinătate. Documentele justificative sunt documentele Europass Mobility. Trebuie subliniat faptul că Agenția Națională nu solicită documente financiare justificative pentru acest tip de cheltuială. Dar dumneavoastră va trebui să păstrați în instituție documentele financiare justificative și să le aveți în cazul unui control de la organismele abilitate. Așa încât vom preciza în continuare documentele financiare justificative necesare în funcție de mijlocul de transport utilizat. Primul lucru, vă recomandăm să achiziționați transportul pentru întreg grupul de participanți,
superflux. Întrucât numai așa veți avea siguranța că participanții vor ajunge la locul de stagiu înainte de începerea activității și vor părăsi locul de stagiu ulterior finalizării activității. În ceea ce privește documentele financiare justificative pentru transportul cu avionul, vom avea factură, dovada plății acesteia, bilete de avion și cărți de îmbarcare. În cazul deplasării cu autocarul închiriat către locul de stagiu, veți avea un contract în care să se menționeze clar data și ora sosirii la locul de stagiu, respectiv data și ora plecării de la locul de stagiu, costul unitar și total al transportului. Veți avea o anexă cu numele participanților care au realizat transportul, o anexă la contract, factură și dovada plății acesteia. Pentru transportul cu trenul veți avea bilete de tren. Pentru transportul cu un autocar de linie veți avea bilete de autocar. Acum vom vorbi despre sprijinul individual. Grantul acordat pentru sprijin individual a fost calculat prin înmulțirea numărului total de participanți și însoțitori cu costul unitar aplicabil pe zi pe țară de destinație. Din acest grant se decontează cheltuieli de cazare, masă și transport local în țara de stagiu. Cu privire la durata activității, respectiv a mobilității. Așa cum ați putut să remarcați în anexa 2.1, bugetul detaliat aprobat, s-a acordat finanțare pentru un număr de zile de activitate și pentru 2 zile de transport. Este foarte important în vederea decontării integrale a grantului de sprijin individual să stabiliți corect perioada de mobilitate, precum și zilele de deplasare. Așa încât, cu foarte, foarte mici excepții, prima zi de mobilitate va fi o zi de luni, ultima zi de mobilitate va fi o zi de vineri. Iar pentru decontarea celor 2 zile de transport este necesar ca dumneavoastră să ajungeți la locul de stagiu cel mai târziu duminică înainte de prima zi de mobilitate și să părăsiți țara de stagiu sâmbătă, a doua zi după ultima zi de mobilitate. Insistăm asupra acestui aspect și subliniem faptul că, de exemplu, un bilet cumpărat cu dată și oră de plecare în ultima zi de activitate, vineri noaptea la 0:30, adică practic ar fi sâmbătă la 0:30, nu înseamnă că dumneavoastră ați părăsit țara de stagiu a doua zi, da, ulterior, ultimei zi de mobilitate. Vi se acordă grant pentru transport tocmai ca dumneavoastră să ajungeți cu o zi înainte de începerea activității și să vă puteți odihni în vederea începerii stagiului și respectiv pentru a vă putea caza după ultima zi de activitate, care în principiu se termină după amiază, și să plecați în mod civilizat a doua zi. Nu se acordă grant pentru sprijin individual pentru zile petrecute pe drum. Condițiile pentru validarea acestor cheltuieli, este aceea ca participanții să fi realizat activitatea în străinătate, iar dovada acestui lucru se face prin documentul Europass Mobility.
La fel subliniem că Agenția Națională nu solicită documente financiare justificative pentru aceste cheltuieli. Dar dumneavoastră trebuie să le aveți în instituție în vederea unor controle ulterioare. În ceea ce privește documentele financiare justificative, în funcție de modul de gestionare a grantului, vom avea mai multe situații. În cazul proiectelor de staff, participanți adulți angajați în cadrul instituțiilor dumneavoastră, cea mai simplă metodă, modalitate de gestionare a grantului este aceea de a le transfera integral sprijinul individual în cont, urmând ca aceștia să se ocupe de propriile aranjamente de cazare, masă, etc. În cazul proiectelor de elevi, însă, acest lucru nu este posibil, întrucât când te deplasezi cu un grup de elevi, este necesar să existe niște aranjamente clare, certe, de grup, ca să spunem așa. Și atunci, în marea majoritate a cazurilor, grantul va fi gestionat după cum urmează. O parte a acestuia de către instituția dumneavoastră, iar o parte va merge către elevi ca bani de buzunar. În ceea ce privește acea parte a grantului gestionat de către instituția dumneavoastră, acesta va fi justificat prin factura emisă de obicei de partenerul extern, dar eventual și de către o agenție de turism pentru cazare și sau masă și sau transport local. Factura va avea o dovadă a plății prin transfer bancar. În ceea ce privește banii de buzunar ai participanților, adică diferența între 100% grantul de sprijin individual și suma gestionată de către organizația dumneavoastră pentru participant, această sumă nu va fi justificată cu documente financiare, de exemplu, chitanțe de gogoși, bilete de tramvai și așa mai departe. Dumneavoastră trebuie să faceți dovada că banii de buzunar au ajuns la participanții elevi. Acum, dacă banii de buzunar vor fi dați elevilor cu o zi înainte de plecarea în mobilitate, aceștia se vor da prin caseria școlii pe bază de dispoziție de plată către caserie semnată de fiecare elev în parte. Dacă banii vor fi dați participanților în plăți succesive de către profesorul însoțitor, atunci toți banii de buzunar vor fi transferați în contul profesorului însoțitor, care îi va scoate și îi va distribui participanților într-o tranșă, două, trei, după cum se stabilește, pe bază de semnătură, peștea de plată, pe care elevii îl semnează. Trebuie subliniat faptul că este interzisă, practic, orice variantă ca însoțitorul să gestioneze banii elevilor. Vă atragem atenția, pentru că tentația există din partea părinților
ca elevii să nu își asume gestionarea banilor de buzunar. Și atunci se întâmplă ca aceștia să solicite ca însoțitorul să gestioneze banii de buzunar, vă atragem atenția că acest lucru nu este permis. Practic, organizația beneficiară a grantului trebuie să facă dovada că fiecare participant, staff sau elev, respectiv însoțitor, a primit exact grantul aprobat pentru sprijin individual. Nu cu 2 cenți mai puțin, nu cu 1 euro mai mult, fix grantul aprobat prin bugetul proiectului. În momentul în care profesorul însoțitor de bună credință ar gestiona banii de buzunar a elevilor, acest lucru ar deveni imposibil de dovedit, întrucât nu va cumpăra niciodată 15, de exemplu, 15 perechi de pantofi, 15 șosete de același fel și aceeași culoare și același preț. Așa încât, pentru a evita reclamații ulterioare din partea părinților sau altora, vă rugăm să aveți în vedere că banii de buzunar a elevilor trebuie să ajungă la aceștia, să se poată dovedi acest lucru și în niciun caz să nu fie gestionați de către altcineva în locul lor. Acum vom discuta despre sprijinul pentru nevoi speciale. Acest tip de finanțare a fost acordat în cazul proiectelor în care participanții sunt persoane cu dizabilități, iar deplasarea, participarea acestora la stagii ar fi imposibilă fără acordarea acestui tip de finanțare. Sunt practic costuri indispensabile pentru participarea persoanelor cu dizabilități la stagii. Sunt costuri suplimentare față de cele suportate prin contribuția pe bază de costuri unitare. Aceste costuri reprezintă cheltuieli reale în sensul că se vor rambursa 100% costurile eligibile suportate conform facturilor emise și a documentelor de plată ale acestora. De asemenea, trebuie subliniat că nevoi speciale, că existența unei nevoi speciale se face cu documente medicale în acest sens. În ceea ce privește costurile excepționale, calcularea nivelului grantului. Grantul se reprezintă rambursarea în proporție de 100% a costurilor eligibile suportate. Finanțare pentru costuri excepționale, deci finanțare în cadrul acestui capitol bugetar, s-a acordat în cazul proiectelor în care participanții au oportunități reduse, iar fără acordarea acestor costuri, practic aceștia nu pot participa la proiect. Costurile excepționale, de asemenea, ca și cele pentru nevoi speciale, se dovedesc prin documente financiare justificative. Spre deosebire de toate celelalte costuri, spre deosebire de toate celelalte capitole bugetare, documentele financiare aferente costurilor excepționale sunt singurele care se vor fi prezentate la raportul final, în sensul că acestea vor fi încărcate
în platforma Mobility Tool. Cum se va face acest lucru? Se vor face fotocopii ale documentelor financiare originale, facturi și dovada plății acestora. Se va trece mențiunea conform cu originalul. Vor fi semnate și ștampilate, se vor scana și se vor încărca în Mobility Tool împreună cu declarația de onoare ca anexe ale raportului final. În final, dorim să concluzionăm prin două chestiuni generale și foarte importante. Toate documentele originale, documentele financiare justificative originale, aferente cheltuielilor din proiect, vor trebui să poarte mențiunea plătit din contractul numărul. De asemenea, documentele, toate documentele proiectului, dar în special cele financiare originale, trebuie păstrate în instituția dumneavoastră pentru eventuale acțiuni de control ce pot avea loc ulterior plății soldului, pe o perioadă de 3 ani pentru proiectele cu o finanțare mai mică de 60.000 de euro și respectiv pentru o perioadă de 5 ani pentru proiectele cu un grant mai mare de 60.000 de euro.